Conducerea Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț a realizat un bilanț al măsurilor active pe care le-a întreprins în 2016 în vederea reducerii șomajului și a aducerii cât de cât a cifrelor în zona adevărului. Ca un bilanț al anului 2016 la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă Roman, pe partea de măsuri active, deci s-au încheiat pe articolul 80, deci pentru tineri, pe legea 76, 39 de convenții și au fost angajați 42 de absolvenți, din care 18 absolvenți a ciclului inferior de liceu, 10 absolvenți a ciclului superior și 14 absolvenți cu studii superioare. Pe articolul 85 au fost încadrate 203 persoane prin 129 de convenții încheiate cu agenții economici. Dintre acestea au fost 199 șomeri peste 45 de ani, 3 persoane cu handicap și o persoană care mai avea 5 ani până la pensie. Pe perioada vacanțelor elevilor și studenților au fost încheiate în zona Roman 5 convenții, prin care 20 de elevi și studenți, deci 18 elevi, 2 studenți, au fost angajați pe perioada vacanței și angajatorii au primit studenții pentru plata salariilor acestora. De asemenea, au beneficiat de subvenții de la noi pentru completarea veniturilor salariare 78 de șomeri care s-au angajat în aici de termeni. Au fost pe articolul 73 51 de absolvenți care au primit prime de încadrare, pe 74 încă 2 beneficiari și 4 beneficiari pe articolul 75. După cum știți, la ultimele conferințe de presă, legea 76, legea șomajului a fost modificată undeva în luna noiembrie, prin mărirea acestor subvenții de la 500 de lei la 900 de lei pentru fiecare șomer din categoriile defavorizate care va fi angajat de agenții economici. Așteptăm bugetul, sperăm să îl primim fila de buget cât mai rapid, astfel încât toți agenții economici care vor veni la noi să poată beneficia de aceste subvenții mărite, de la 500 la 900. Ele sunt cumva mai atractive, pentru că la fel ca și, și în alte situații, sumele se raportau la indicatorul social de referință, care era de 500 de lei și era nemodificat de foarte mult timp. Modificările recente în domeniul legislației referitoare la muncă vor aduce, în opinia conducerii Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, cifre mai reale despre adevărata dimensiune a șomajului în România și în județul Neamț.